Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Dacă într-un episod anterior am arătat despre cum măsurăm un tranzistor bipolar, de această dată voi arăta cum putem testa și măsura un tranzistor MOSFET. Dacă cele două tipuri de tranzistoare arată la fel la prima vedere, în realitate sunt complet diferite. Tranzistorul MOSFET fiind de fapt un dispozitiv electronic cu trei terminale active, denumite gate, drain, source. Tradus în română, poartă, drenă, sursă. Oarecum la fel ca în cazul celui bipolar, terminalul poartă, gate în engleză, are cam același rol ca baza în cazul tranzistorului bipolar, anume rol de comandă a deschiderii și închiderii circuitului dintre drenă și sursă. Știu că pare absurdă comparația, dar am făcut acest lucru pentru a fi mai familiar celor la început de drum. Din câte se vede de când ați observat de la începutul clipului, tranzistorii MOSFET se împart în două tipuri, cu canal N și canal B. Mai departe, vă voi arăta cum măsurăm cu multimetrul și cum testăm tranzistorul MOSFET într-un circuit foarte simplu, un circuit de testare a tranzistorului MOSFET. Cum măsurăm tranzistorul MOSFET cu un multimetru? În cazul acestei părți, vă voi arăta doar cum măsurăm acea diodă inversă dintre drenă și sursă. Asta pentru că măsurătoarea de încărcare a porții cu multimetrul este un pic mai anevoioasă, pentru că uneori funcționează acest lucru, uneori nu funcționează. Așa că cel mai sigur cu multimetrul, măsurați doar acea diodă inversă și apoi testați printr-un circuit foarte simplu pe care îl voi arăta imediat după acest test. Cum testăm acea diodă? Bun, ca întotdeauna, mutăm pe diodă pentru testarea diodei. Și în cazul tranzistorului canal P, acea diodă se află anod la drenă, catod la sursă, da? Tranzistorul MOSFET are următoarea ordine a terminalelor. Gate, drain, sursă. Poartă, drenă, sursă. Înainte de a măsura, eu ating toate terminalele cu un deget pentru a fi sigur că e descărcat. Pentru a nu măsura eronat acea diodă. Plus pe drenă, minus pe sursă. Drena în mijloc, sursa fiind în partea dreaptă. Acum ar trebui să ne dea valoarea căderea de tensiune pe diodă, da? Invers, plus pe sursă și minus pe drenă, nu trebuie să ne dea nimic. Este bine. Hai să-l testăm și pe acesta. Atingem cu degetul. Deci, plus pe drenă, minus pe sursă, da? Ok. Este perfect. Invers, nu trebuie să ne dea nimic. Este bine. În cazul tranzistorului având canal N, acea diodă este invers. Plus pe sursă, minus pe drenă. După cum v-am spus și în cazul tranzistorului având canal P, ordinea pinilor este exact la fel. Gate, drain, sursă. În română, poartă, drenă, sursă. Poartă, drenă, sursă. În cazul acesta, pentru a ne da căderea de tensiune pe diodă, trebuie să punem plus pe sursă și minus pe drenă. Sursa e în partea dreaptă, da, și drenă la mijloc. Este perfect. Invers, nu trebuie să ne dea nimic. Hai să măsurăm și pe acesta. La fel ca în cazul acesta, fiind tot un tranzistor canal N, plus pe sursă și minus pe drenă, trebuie să ne dea valoarea căderii de tensiune pe diodă, da? Invers nu trebuie să ne dea nimic. Am mai încercat o? Da, e bine. Cum testăm funcționalitatea unui tranzistor MOSFET? Pentru acest lucru este nevoie să alimentăm tranzistorul la capetele denumite drenă și sursă în serie cu un consumator. În cazul acesta avem un LED și un rezistor, da? Cele un LED și un rezistor, pentru a vedea continuitatea acestui circuit. Deoarece, din câte v-am spus, terminalul gate, poartă, joacă rol de comandă, însemnând că dacă punem poarta la plus, deschidem circuitul. Dacă punem poarta la minus, închidem circuitul și nu avem conducție, nu afișează nimic LED-ul. Nu se aprinde LED-ul. Ok, să trecem la partea practică. Avem un breadboard, tranzistorul MOSFET, unde îl montăm.
Nu contează foarte mult. LED-ul trebuie să fie anod la plus, ca întotdeauna, minus către rezistor, da? Ceva gen. Montat. Nu mai vă spun care e anodul, care e catodul diode, pentru că am un video anterior, am explicat. Dacă nu știți, după ce terminați de văzut acest clip, urmăriți și acel videoclip referitor la diodă. Am două clipuri despre diodă. Dioda luminescentă și dioda zener. Păi continuăm prin rezistor și către drenat. Din câte v-am spus, pinul din mijloc al tranzistorului este drenat. Montăm un plus pentru alimentare. Continuăm circuitul sursă către minus, da? Sursa este în partea dreaptă al tranzistorului. Partea dreaptă. Ce ducem către minus. Punem la minus pentru a alimenta la 12V. Și bineînțeles, trebuie să punem un cablu și către gateport, terminalul de comandă. De comanda închiderii, deschiderii, drenă sursa. Am alimentat circuitul la 12V și din câte v-am spus, terminalul gate joacă rol de comandă a închiderii circuitului dintre drenă și sursă. Dacă punem la plus, bara de sus fiind plus, da, fiind plus, deschidem circuitul, circuit deschis. Dacă pinul de la poartă îl atingem la minus, închidem circuitul. Plus, deschidem. Minus, închidem. Din nou plus, minus. Deci acesta este circuitul de test al tranzistorului MOSFET canal N. Cum testăm de această dată? Un tranzistor MOSFET canal P. În cazul tranzistorului MOSFET canal P, se alimentează la bornele drenă-sursă invers. Minus către drenă și plus către sursă. Bineînțeles, LED-ul conducând curentul într-o singură direcție a fost montat în circuit invers. Îl montăm pe aici, pentru că drena este la minus. De această dată punem sus minusul și jos plusul. Ok. Montăm și acest LED luminescent. Punem și rezistorul de limitare a curentului prin diodă. Drena știți că în mijloc. În cazul acesta, sursa, fiind în partea dreaptă, vine montată la plus. Fiind un tranzistor MOSFET canal P. Punem din nou cablul de test galben. Am alimentat circuitul, bineînțeles. Și să testăm. În cazul tranzistorului canal P, dacă poarta o punem la minus, deschidem circuitul între drenă și sursă, da? Înseamnă că o să se aprinde LED-ul. Minus, da, minus, terminal minus. Se aprinde LED-ul. Dacă terminalul gate poartă, punem la plus, se închide circuitul. Da? Aici plus. S-a închis. Minus, da, este minus, de câte se vede. Plus. Minus. Plus, aici se termină clipul privind testarea și măsurarea unui tranzistor MOSFET. Sper că a fost interesant, interactiv și util acest video. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, vă rog, de like și subscribe să vă abonați. Eu vă mulțumesc și pe data viitoare. Asta sunt încă puțin. Vreau să mai vă arăt încă ceva la sfârșit. În clipurile următoare, vă voi arăta, voi desface un breadboard. Cel de față, pentru a vedea ce se ascunde sub această chestie din plastic, fiind foarte ajutătoare în cazul testării unor scheme foarte simple, gen un preamplificator, cum a fost cazul schemei referitoare la vumetru, am și video cu acel montaj, și multe alte scheme, dar nu de putere, asta pentru că transistoarele de putere nu se pot monta, era și normal. În plus, vă voi arăta și testa o jucărie pe care mi-am cumpărat-o de curând. Anume un tester. În acel clip vă voi explica de ce am vrut să cumpăr acest tester și la ce ajută el. Probabil dacă o să căutați pe internet o să găsiți. Ok, cam atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune!